Inima omului este centrul mișcărilor mai presus de fire, ale celor după fire și ale celor împotriva firii. Toate pornesc din inima. Dacă inima omului a fost curățită, putem să-L vedem pe Dumnezeu. Cum îl vom vedea însă pe Dumnezeu? Oare Dumnezeu are chip de om? Are formă omenească? Nu! Dumnezeu este nevăzut, este Duh el, însă, poate să stăpânească și inima omului, când aceasta devine vas primitor. Pentru ca inima omului să devină un vas primitor, ea trebuie să devină curată de gândurile necurate. Însă, pentru ca inima să fie curățită, în ea trebuie să stăruie rugăciunea. Încetul cu încetul, omul, prin rostirea acestei rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, se desăvârșește lăuntric. Inima se curățește continuu și după aceea dobândește liniștea. Sfinții părinți, stăruind mulți ani în rugăciune, au ajuns la stări înalte de vedere a lui Dumnezeu, de extaz, au ieșit din ei înșiși și au fost răpiți în vederi mai presus de închipuire precum Sfântul Apostol Pavel, care zicea despre sine însuși, Cunosc un om în Hristos care, acum 14 ani, fie în trup nu știu, fie în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Foarte mulți sfinți au avut experiențe similare. Prin rugăciunea minții, omul ajunge la eliberare de patimii. El însă nu poate ajunge la aceasta nici prin multa meditație, nici în alte moduri. Cel care se roagă în acest fel va urâ și multa vorbire și îndrăzneala ca să nu piardă această stare pe care a găsit-o în rugăciune. Mă rog ca Dumnezeu să vă dăruiască să simțiți rugăciunea, și când va veni harul, atunci veți afla în fapt și veți înțelege aceste lucruri pe care vi le spun. La început este greu, până când apa își intră în matca ei. De exemplu, la o mașină dirijată mecanic este nevoie de osteneală. Dar dacă această mașină devine automată, atunci ea lucrează mult mai mult și toată lucrarea se face fără osteneală. Astfel, și rugăciunea devine cu timpul automată, și atunci totul se realizează fără osteneală și va da mult rod. Grăind în rugăciune, să luăm aminte să nu avem îndrăzneală, să nu avem trufie, pentru că aceste lucruri constituie o piedică foarte mare. De aceea este nevoie de multă mustrare de sine, trebuie să ne osândim continuu pe noi înșine. Așa cum într-o cofetărie găsim tot felul de ciocolate, prăjituri, dulciuri, la fel și în cofetăria duhovnicească, Cineva poate găsi produse multe și felurite. Noi vom face rugăciunea, și Dumnezeu va trimite ceea ce consideră El de cuvință. Noi vom îndeplini tot acest tipic, iar Dumnezeu ne va da esența rugăciunii. Cu cât suntem mai smeriți, cu atât harul rugăciunii este mai mare. Vă repet că trebuie să luăm aminte, să nu ne gândim absolut la nimic în ceasul rugăciunii. În aceasta constă esența rugăciunii. Îngerul care l-a învățat pe Sfântul Pahomie spunea: Cel care are această putere, ieșindu-i sufletul odată cu ea, cum ar putea fi cu putință ca demonii să-i se împotrivească? Sufletul acesta va fi ocrotit de rugăciune, și duhurile rele nu vor putea nici să se apropie de el. Într-adevăr, atât de mare este folosul acestei rugăciuni. Rugăciunea, cu cât ne unește cu Hristos, cu atât ne separă de diavoli. Și nu numai de diavoli, ci și de cugetul lumii care naște și întreține patimile. Voia noastră nu lasă să fie ascultată rugăciunea. Dacă te rogi și nu ești ascultat, ia seama dacă nu cumva încalci poruncile. Dacă te rogi noaptea și ziua, dar nu iei seama la viața ta, este ca și cum ai zidi și ai dărăma în același timp. Dacă ești nepăsător față de cele mici, neapărat Dumnezeu va îngădui să cazi în cele mari. Ia seama la tine însuți. Nu este cu putință ca Dumnezeu să trimită oricum harul lui în acea inimă care nu pune stavilă poftelor ei și în acel cuget care nu dorește să se adune din înșelăciunea fără sens. Dumnezeu ne dăruiește la început harul său ca să ne ajute, să ne ridice, să îndulcească sentimentele sufletului nostru, să ne atragă, dar dacă nu ne trudim și noi, harul va rămâne nelucrător. Din mâncare vine pofta și din lucrarea rugăciunii se naște rugăciunea. Omul care are intenția să dobândească această stare despre care vorbește Apostolul Pavel prin cuvintele rugați-vă neîncetat, trebuie să-și adune această minte risipită și hoinară care rătăcește în toate locurile, încât să se liniștească și să devină stăpână pe sine. Rugăciunea are drept scop să-L sălășluiască pe Hristos în inima omului, lucru de neacceptat pentru diavol. Rugăciunea simplă, particulară, este atât de puternică încât nu poate fi cuprinsă de mintea omului. De aceea satana o războiește, se luptă împotriva ei cu drăzenie și ne aduce rătăcirea minții, neliniștea, tulburarea, sufocarea, cu unicul scop, ca omul să nu se mai roage. Stăruiți în rugăciune, fiți treji în ea, ne îndeamnă apostolul Pavel. Rugăciunea necesită răbdare, stăruință și îndelungă răbdare. Ce minunată este rugăciunea! Cel care se roagă este luminat și cunoaște voia lui Dumnezeu. Și când o cunoaște pe aceasta? Bineînțeles, când se roagă în chip bun. Și când se roagă omul bine? Când trimite rugăciunea către Dumnezeu cu toate ingredientele ei. Și care sunt aceste ingrediente care o fac mai plăcută? Smerenia, lacrimile, mustrarea de sine, simplitatea și ascultarea prin iubire. Rugăciunea răspândește lumină și această lumină vădește calea cea dreaptă pe care o dorește Dumnezeu. Rugăciunea este catapulta împotriva demonilor, împotriva patimilor, împotriva păcatului și, în general, Împotriva a tot ceea ce se opune căi mântuirii. Dacă numești rugăciunea liman, nu greșești, pentru că la liman, corabia care a fost zguduită de furtună își găsește liniștea, salvarea, siguranța ei. Dacă numești rugăciunea hârleț, secure, busolă, dacă o numești lumină și îi dai o mie și una de denumiri, nu vei greși. De aceea rugăciunea trebuie să schimbe inima tropească, pătimașă și egoistă, ca să o facă nepătimașă și lipsită de pofte. Când centrul va fi curățit, toată periferia și țărmul vor deveni curate. Rugăciunea va alunga deznădejdea, disperarea, nepăsarea, trândăveala, pentru că va crea o nouă dorință, un nou impuls spre lupte noi. Să stăruiți în rugăciune și să nu socotiți că foarte lesne se dobândesc bunurile cele mari. Să vă osteniți să faceți ascultare și Dumnezeu va vedea truda și smerenia voastră și atunci vă va dărui cu ușurință rugăciunea. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel este rugați-vă neîncetat, iar cel al părinților pustiului, dacă ești teolog, te rogi bine și dacă te rogi bine, ești teolog. Într-adevăr, părinții îmbunătățiți ai vieții din pustie ne învață că prin diferite nevoințe, a lucrării și a vederii, a cugetării morale și duhovnicești, a trezviei și a rugăciunii, mintea omului se curățește, se luminează și se desăvârșește și, în continuare, dobândește harisma teologiei. Nu este vorba de teologia gnoseologică, academică, predată în universități, ci de cea care provine și țâșnește din izvorul dumnezeiesc, din care se scurg veșnic apele teologiei dumnezeiești. Părinții pustiei ne învață că mintea, îndepărtându-se de vederea lui Dumnezeu, devine sau dobitocească sau sălbatică. Din potrivă, Mintea încălzită prin rugăciune și mai ales prin rugăciunea minții devine strălucitoare, ia chip dumnezeiesc, primește sclipiri dumnezeiești. De rugăciune depinde mântuirea omului, pentru că aceasta îl unește și la apropie de Dumnezeu. Deci, când omul stă aproape de Dumnezeu, este firesc să nu se abată de la calea cea dreaptă, căci ia aminte la fiecare pas al vieții. Cu cât omul stăruie în rugăciune, cu atât îi se curățește inima, cu atât îi se luminează mintea, cu atât îi se îndreaptă dispoziția, cu atât împărăția lui Dumnezeu își întinde bucuria și prezența ei în chipul lui Dumnezeu din om, pentru care Iisus Hristos, Dumnezeu omul, a acoperit toate distanțele dintre cer și pământ prin virtutea, prin pătimirea și învierea sa. Când rugăciunea noastră este smerită, când este însoțită de faptele iubirii și ale milosteniei, Dumnezeu ne răspunde pe măsură. Pomenește-L în tot locul pe Iisus, ca să găsești în toate neputințele medicamentul potrivit. Ai durere? Prin chemarea numelui lui Iisus vei găsi ușurare și lumină. Ai mâhnire? Chiamă-l pe Iisus și mângâierea se va arăta în lăuntrul inimii tale. Te cuprinde deznădejdea? Nu șovăi, pune-ți nădejdile în Iisus și sufletul tău se va umple de îndrăzneală. Te necăjesc gândurile trupești și te atrag plăcerile simțurilor? Primește focul mistuitor al numelui lui Iisus și aruncă neghina în cuptor, te tulbură grijile lumești? Grăiește, luminează-mă, Iisuse, cum să-mi rezolv problema și fă-mă să mă port după voia ta sfântă. Și de grabă te vei liniști și vei păși cu nădejde. În toate și pentru toate așează numele lui Iisus ca temelie, acoperământ și podoabă, și nu te teme de vrășmași. Să te înfricoșezi doar când le faci pe toate fără Iisus, fără medicament, să nu aștepți vindecarea și înlăturarea putreziciunii. Rugăciunea minții are scopul să-l aducă pe Hristos în inima omului, alungându-l de acolo pe diavol și pierzându-i toată lucrarea pe care a săvârșit-o prin păcat. Căci pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, zice Apostolul Ioan, ca să dezlege lucrările diavolului. De aceea doar diavolul cunoaște puterea negrăită a acestor cinci cuvinte și de aceea omânie turbată se împotrivește și războiește rugăciunea. Copilul meu, roagă-te, căci de rugăciune țin toate și mântuirea sufletelor noastre în general. Când ne rugăm cu durere și smerenie, Dumnezeu aude rugăciunea noastră și ne întoarce cele care sunt de folos. Rugăciunile noastre care se fac cu fierbințeală, cu dor, cu durere și lacrimi, primesc răspuns pe măsură. Scopul rugăciunii este să lunească pe Dumnezeu cu omul, să l aducă pe Hristos în inima omului. Mintea îți este distrasă de la rugăciune? rostește în șoaptă rugăciunea și nu spune multe cuvinte, pentru că îi vatămi în afară de tine și pe ceilalți prin multa sporă văială. Înaintând în rugăciune vom găsi ușurare de patimi. Gândurile, cugetele ascunse vor dispărea cu vremea și inima noastră va deveni o inimă de copil lipsită de răutate. Să ne luptăm și să ne ostenim cu rugăciunea, până când Dumnezeu ne va trimite harul Lui. Și atunci când acela va veni, ne va înștiința despre toate. În aceste zile din urmă, când răsuflarea lui Antichrist întinează pământul și marea și orice suflare de viață, Domnul împrăștie ca un har răcoros, ca briza ușoară a profetului Ilie, lucrarea rugăciunii minții, în sânul și în inima bisericii, ca un antidot al mântuirii și al sănătății sufletești și trupești pentru zilele care vin și vor veni. Numele lui Dumnezeu pomenit continuu prin rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, cuprinde în lăuntrul lui viața veșnică, și viața veșnică este Dumnezeul iubirii. Deci cel care se roagă cu această rugăciune dobândește iubire adevărată plăcută lui Dumnezeu. Rugăciunea este una dintre puterile cele mai însemnate și principale, care îl fac pe cel care se roagă să renască, dăruindu-i buna dispoziție trupească și duhovnicească. Trebuie să avem luare aminte și rugăciune. Una o ajută pe cealaltă, precum o mână pe alta. Atenția aduce rugăciunea și rugăciunea aduce luarea aminte. Rugăciunea trebuie rostită continuu, fie cu mintea, fie cu gura. Întreruperea rugăciunii și nepăsarea se aseamănă cu omul care merge cu arma pe umăr, în timp ce dușmanul caută să-l ucidă. Dacă ar fi cu mâna pe trăgaci când ar apărea vrășmașul, ar trage primul și l-ar ucide. Prin citire, prin grăire duhovnicească, îl lovești pe vrășmaș în cap, în picioare, în mâini. Prin rugăciunea minții îl lovești în inimă și de aceea reacționează atât de puternic. Rugăciunea trebuie rosită continuu, zi și noapte, cu gura, cu mintea și cu inima. Să nu lăsăm mintea fără preocupare, ci ea să se ocupe fie cu rugăciunea, fie cu contemplarea pentru că altfel vrășmașul își așează în poziție de bătălie toate forțele lui ca să distrugă trezvia. Spuneți rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, căci aceasta sfințește gura, văzduhul și locul în care se rostește. Deoarece lucrarea minții noastre este puțină, nu ni se împlinesc rugămințile. Și de aceea căutăm să ni se împlinească prin multă vorbire, prin glume, prin manifestările exterioare. Osteneala aduce smerenie, tânguire, lacrimi. Fără osteneală, Hristos nu ne dăruiește harul său. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, noi suntem Templul lui Hristos. Pentru a păstra curat Templul lui Dumnezeu, pentru a fi împăcați cu Dumnezeu, Trebuie să ne rugăm continuu, să-l ținem pe diavol departe. Niciun hos nu poate să fure o sobă aprinsă și încinsă, pentru că îl va arde în întregime, dar când o află fără foc, poate lesne să o furem. La fel și diavolul care vrea să ne fure sufletul, când ne vede reci, înghețați, lipsiți de focul dumnezeiesc, care este rugăciunea, cu ușurință ne fură și curățenia, și nevinovăția, și orice bun pe care îl avem în lăuntrul nostru. Ne fură chiar sufletul. Când îl vede, însă, aprins cu dorul rugăciunii și cu rugăciunea pe care o creează acest foc în lăuntrul nostru, nu-i este ușor să-l fure, nici măcar să se apropie. Astfel, va trebui să întețim în lăuntrul nostru. Dorul și râvna pentru această rugăciune a minții. Fără rugăciune, diavolul vine prin gânduri, prin cugete, prin cuvinte, prin nepăsare și prin atâtea altele, iar după aceea ne umilește. De aceea, trebuie ca rugăciunea noastră să fie cât mai fierbinte și continuă. Când lipsesc rugăciunea, nevoința, paza minții, pocăința, spovedania, privegherea, dumnezeiasca împărtășanie, cercetarea cuvintelor dumnezeiești, toate acestea, atunci răul va veni din destul în lăuntrul nostru. Lipsa acestora se face pricină intrării relelor în sufletul nostru. În rugăciunea noastră să cerem de la Dumnezeu să ne dăruiască iluminare, să ne cunoaștem pe noi înșine, să cunoaștem noblețea noastră dumnezeiască, să ne străduim cu sufletul nostru cel atât de binecuvântat și dăruit de Dumnezeu, să-L împodobim pe cât ne stăm putere cu virtuți, să-L hrănim, să-L adăpăm, să-L îmbrăcăm, să-L înfrumusețăm, încât în ochii lui Dumnezeu sufletul nostru să fie frumos. Când ne apropiem de Dumnezeu, cum se cuvine, primim, simțim, Gustăm însușirile lui. De exemplu, când ne rugăm, simțim iubirea lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, milostivirea lui Dumnezeu și devenim și noi milostivi. Ne facem și noi luminați, devenim plini de iubire, ne curățim și noi precum acela, pentru că tot omul devine curat prin puterea lui Dumnezeu. Sufletul, când se tăvălește în păcat, îl arată pe om lipsit de frumusețe. Omul pătimaș are nevoie de vindecare, de izbăvire de patimi, care înseamnă o adevărată tiranie. Rugăciunea are o mare valoare duhovnicească atunci când se face cu lacrimi și cu grădință. În orice durere, strâmtorare, ispită și întristare, să nu uităm de rugăciune, să ne rugăm cu nădejde și durere sufletească și Dumnezeu ne va răspunde și cererea noastră va fi ascultată. Pustnicii războiau cu numele lui Iisus toate patimile și prin rugăciune se învredniceau de mari harisme. Faptul că suntem săraci la suflet se întâmplă pentru că nu facem rugăciune. Harul lui Dumnezeu prin rugăciune vine. Diavolul ne împiedică să spunem rugăciunea ca să ne poată înrobi mai ușor. Ne aduce nepăsare, griji lumești, mii de piedici cu unicul scop ca să ne împiedice să facem rugăciunea. Așa cum s-a arătat din multe evenimente întâmplate, demonii se înfricoșează de numele lui Hristos. Ei înșiși au mărturisit prin gura oamenilor că sunt arși când aceștia se roagă. Era odată un călugăr care căzuse în atât de multă nepăsare încât nu-și mai făcea nici canonul și voia să se întoarcă în lume. Deci s-a dus în locul lui natal, în Chefalonia, unde se știe că aleargă cei demonizați datorită vindecărilor făcute de Sfântul Gherasim. Deci și acesta, mergând să se închine la Sfântul Gherasim, s-a întâlnit pe drum cu o demonizată care i-a zis, știi ce ții în mâna ta? Ah, dacă ai ști, nenorocitule, ce ții în mână! Dacă ai ști cât mă arde acest metanier pe care tu îl ții din obișnuință, din rutină! Călugărul a rămas străznit. A fost voia lui Dumnezeu ca demonul să-i vorbească astfel și și-a revenit. Dumnezeu l-a luminat și și-a zis în sinea lui, Ia uite ce fac eu, nenorocitul!" Țin în mâna mea cea mai puternică armă și nu pot să biruiesc un diavol. Și nu numai că nu pot să-l răpun, dar mă trage și mă duce unde voiește. Și a recunoscut păcatul și în același moment a plecat, pocăit, la mănăstirea lui. Și venind, a pus iarăși început bun și atât a sporit în rugăciune și în viețuirea monahală, încât s-a făcut pildă de folos multora. Și eu, nenorocitul, l-am apucat pe acest călugăr. Și nu auzeai din gura lui decât, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, neîntrerupt. Îi spuneai ceva, el scotea două cuvinte și limba lui se întorcea de îndată la rugăciune. Atât de mult își obișnuise limba cu rugăciunea, într-o asemenea măsură se schimbase. Să luăm seama că valoarea rugăciunii și a metanierului i-a descoperit-o desigur, fără să vrea, diavolul, după judecățile și sfaturile nepătrunse ale celui prea înalt. Ascultă și o altă povestire asemănătoare. Când mă aflam la nea Schiti, viețuind împreună cu starețul meu Iosif Isihastul, a venit la noi un tânăr demonizat. Bătrânul, din milostivire, îi primea pe acești nefericiți rămâneau cât voiau și după aceea plecau, după voia lor, căci nu puteau să locuiască mult timp într-un loc. Toți cei care nu au mângâierea lui Dumnezeu în lăuntrul lor, o caută schimbând locurile și oamenii. Tânărul acesta avea un demon care fusese înainte într-o femeie desfrânată. Când l-a puca, își schimba glasul ca cel al femeii de stradă, și spunea lucruri despre care ne este și rușine ale rostii, după cum zice apostolul Pavel. Era de meserie dulgheră și îi trecem cu vederea numele. Deci a rămas la noi destulă vreme și în orele de lucru venea la atelier ca să ajute cu ceea ce puteam. În a treia zi mi-a spus, Părinte, nu mă înveți și pe mine să fac istornice, munca la aceste butoaie pe care le fac este grea. Îl am și pe diavol în lăuntrul meu, ceea ce mă deprima. Te învăț, frate, să fii binecuvântat. Uite, așa și așa se face. Uneltele sunt aici, lemnele acolo, modelele în fața ta. La acest banc vei lucra. Numai să știi că atunci când îi vezi pe toți părinții de obște că nu vorbesc, să știi că întotdeauna spun rugăciunea. Spunându-i ce aveam de spus, am vrut să evit sporovoiala și îndepărtarea mea de rugăciune. Dar altceva s-a născut în mintea mea în acel moment. Astfel am zis în sinea mea, oare demonizații pot să spună rugăciunea? Deci am apucat uneltele și rugăciunea. N-au trecut câteva minute și demonul s-a aprins în lăuntrul lui. Și-a schimbat glasul și a început să strige, să spună cuvinte de ocară, să amenințe, să înjure. Taci din gură, pleșuvule, zicea demonul din lăuntru. Încetează acest murmur. Ce tot spui și repeți aceleași cuvinte continuu? Leapă dăle, mă înnebunești. Mă simt bine în lăuntrul tău, de ce vrei să mă stârnești? Demonul zicea astfel de lucruri, îl mai chinuia, îl mai lăsa. Ai văzut ce-mi face demonul? Mi-a spus nefericitul acela. Așa mă chinuie mereu. Ai răbdare, frate, i-am zis. Fi răbdător, nu-i da importanță. Aceste cuvinte nu sunt ale tale ca să te necăjești. Tu îngrijește-te de rugăciune. A întrerupt munca și a mers la bătrânul Iosif și, mergând, i-a zis, Părinte, să fac o rugăciune și pentru diavolul acesta pe care îl am în lăuntrul meu, ca să-l miluiască și pe el Dumnezeu? Ce i s-a întâmplat prin ceea ce a spus nefericitul? de îndată diavolul l-a prins, l-a zgâlțuit, l-a prăvălit la pământ, de s-a cutremurat locul. Glasul lui s-a schimbat și a început să spună: Taci nenorocitule, taci, ți-am spus. Ce sunt aceste cuvinte pe care le spui? Ce milă? Nu vreau milă, n-am nevoie de milă. Ce am făcut ca să cer milă? Dumnezeu este nedrept. Pentru un mic păcat, pentru un moment de mândrie m-a alungat din slava lui. Nu greșim noi, el greșește. El să se pocăiască, nu noi. Departe la de mine! L-a chinuit mult diavolul și l-a lăsat ca pe o cârpă, iar eu m-am înfricoșat de cele spuse de demon. Am înțeles pe viu, în puține clipe, ceea ce mi-a fost cu neputință să înțeleg citind mii de cărți despre demon. Ne-am continuat vizitele la bătrân, care îl primea și îi vorbea întotdeauna cu multă iubire, acelui demonizat. Era mereu blând cu el și se ruga mult pentru demonizați, că știa martiriul pe care îl suferă din partea demonilor. Și bătrânul ne-a spus: Dacă noi, care îi avem pe demoni în afara noastră, suntem chinuiți atât de mult de gânduri și de patimi, ce martiriu nu suferă acești nefericiți care îi auzi și noapte pe demoni în lăuntrul lor și mișcându-și capul cu tristețe a continuat Probabil că aceștia trec prin iad aici pe pământ însă vai de cei care nu se pocăiesc și nu își primesc pedeapsa cu milostivire de la Dumnezeu într-un fel sau altul în viața de aici Și ne-a amintit de cuvântul unui sfânt care zicea Dacă îl vezi pe un om păcătuind pe față și nu se pocăiește și nu îi se întâmplă niciun lucru trist în viața de aici până în ceasul morții lui, să știi că cercetarea acelui om va fi fără milă în ceasul judecății. Și, spunându-ne acestea bătrânul, noi l-am privit cu mai multă compătimire pe fratele ispitit. La slujbe nu mergea în biserică împreună cu părinții, ci se cățăra pe stânci cu metanierul în mâini, și striga continuu cuvintele rugăciunii, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! De răsuna locul! Își dăduse seama din experiență cât îl arde rugăciunea pe demon. Și odată acolo, cățărându-se pe stânci și spunând neîncetat rugăciunea, deodată glasul i s-a schimbat și demonul a început să vorbească, zicând, Încetează-ți, am spus, mă alungi, ce stai pe stânci și murmuri? Du-te în lăuntru cu ceilalți și lasă acest murmur. De ce repeți aceleași cuvinte zi și noapte și nu mă lași nicio clipă liniștit? Mă arzi, mă opărești, mă zăpăcești, nu înțelegi acest lucru? Și când trecea ora ispitei, acela își lua metanierul și începea iarăși rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înțelesese foarte bine acest lucru, ceea ce diavolul credea că nu înțelege. Și simțeai o durere în suflet pentru el, dar și o nădejde văzându-l că suferă, că se luptă, că rabdă. În final a locuit o vreme cu noi și, destul de îmbunătățit, a plecat. Nu l-am mai revăzut însă. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu el. Ai văzut puterea rugăciunii și lipsa de căință a demonilor? Ei sunt arși și strigă, nu vrem milă, și l-o sândesc neîncetat pe Dumnezeu. Oh, mândrie luciferică! Oare cu ce se deosebește un egoist, un om nepocăit până în sfârșit, de un demon? Unul care nu primește să mărturisească despre Hristos că este Dumnezeu și om, să ceară mila și milostivirea Lui? Acum înțelegeți sensul adânc al rugăciunii, cum îi vădește pe oameni, în ce măsură este fiecare mai aproape sau mai departe de Hristos? Noi lăsăm gândurile să ne stăpânească, și ele ne robesc, în timp ce avem arma strălucitoare a rugăciunii care este pară de foc. Rugăciunea aceasta este o văpaie care mistuie. Biciuiește fără milă închipuirea roșinoasă, cu frica dumnezeiască și cu rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă. Roagă-te continuu! Fără silire și constrângere lăuntrică, nu se întâmplă nimic duhovnicesc. Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce seamănă, semănătorul, și cuvântul este sămânța Lui. El, semănătorul, seamănă semințele cele bune în ogorul sufletelor noastre. În lăuntrul cuvântului vrednic de crezare al Lui Dumnezeu, se ascunde Iisus Hristos, Dumnezeu omul, care îl renaște, îl înviază, îl întărește, îl hrănește și îl îndumnezeiește pe om. Cuvântul lui Dumnezeu are putere minunată, curățitoare, luminătoare și mângâietoare și este de ajuns să îl ascultăm, să-l cercetăm și să-l aplicăm în viața noastră.